Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai presei, astăzi Curtea a pronunțat hotărârea de confirmare a rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și de validare a mandatelor deputaților aleși. Potrivit Constituției și codului jurisdicției constituționale, confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și validarea mandatelor deputaților aleși ține de competența Curții Constituționale. Curtea a reținut că, potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală, după totalizarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, trei concurenți electorali au trecut pragul minim de reprezentare. Partidul politic, Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor și Partidul Politic Șor. Comisia Electorală Centrală a stabilit numărul mandatelor de deputat, cele revin concurenților electorali care au trecut pragul minim de reprezentare, după cum urmează. Partidul politic, Partidul Acțiune și Solidaritate, beneficiază de 63 de mandate, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor beneficiază de 32 de mandate, iar Partidul Politic Șor beneficiază de 6 mandate. În analiza sa, Curtea nu a constatat încălcări de natură să influențeze rezultatele votării și atribuirea mandatelor. Prin urmare, Curtea a confirmat că alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 au fost organizate și desfășurate în mod corect printr-un sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Articolul 69, aliniatul 1 din Constituție, stabilește că deputații intră în exercițiu mandatului lor sub condiția validării. Astfel, potrivit articolului 62 din Constituție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, Curtea Constituțională hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale. Potrivit informațiilor prezentate de către Comisia Electorală Centrală, toți candidații incluși în liste sunt eligibili pentru funcția de deputat și au depus declarații pe propria răspundere că nu au interdicții de a candida. Declarațiile și datele biografice ale candidaților i-au fost prezentate Curții Constituționale. De asemenea, Comisia Electorală Centrală nu a prezentat informații despre existența unor proceduri intentate în privința vreunui candidat în legătură cu desfășurarea scrutinului. Prin urmare, Curtea a decis să valideze mandatele deputaților aleși în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor anticipate din 11 iulie 2021, potrivit listei stabilite de Comisia Electorală Centrală. Curtea a mai respins ca nefondată contestația formulată de partidul politic Noua Opțiune Istorică cu privire la declararea nulității alegerilor. Așadar, Curtea a confirmat rezultatele alegerii Parlamentului de legislatura 11-a din 11 iulie 2021, a validat mandatele deputaților aleși în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și a confirmat listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, potrivit anexei la hotărâre. Vă mulțumesc!